fost că mi-era dor puțin de zona underground, pe care de ceva timp am cam neglijat-o, rușine să-mi fie, dar iată că am zis că e momentul să reintrăm puțin în acțiune și să mai simțim cumva energia pe care underground-ul, clubbing-ul underground, îl oferă. Suntem în București și pentru voi am descoperit un loc care are deja tradiție, dar care cumva vine și s-a reîmprospătat, arată foarte mișto, iar evenimentele underground sunt la el acasă. Vorbim în speță de For Friends Bar, pentru că el ne va fi gazdă 20 de minute de acum încolo. Underground-ul e în prim plan 20 de minute de acum încolo, vă repet. Vizionare plăcută! Andreea. Bravo. Hai să ne lămurim puțin de For Friends. El aici e de ceva timp. Te știu de peste 9 ani de zile. 9 ani. Da. Eu până astăzi, dacă nu ziceam Amulos, habar n-aveam. Știam că există For Friends-ul, dar n-am avut vreo clipă ideea că pe Sfinților 12 e nou For Friends-ul. Am ceva cu nou Friends, dar nu știu de ce. Muzica. E bine, bun. De 9 ani. Și în colaborare tu cu Mamulos de când? Din iunie anul acesta am început. Primul eveniment a fost la jumătatea lui iunie. Și de atunci, în fiecare săptămână, cu aproximație, am făcut cel puțin un eveniment aici. DJ români, străini, doar români? Până acum am avut majoritatea, sunt DJ agenției High Sounds și cu ei am făcut evenimentele aici. Get rid of that rhythm.